fiecare cu felul și de care. Ceea ce permite oarecare comparație. O variantă la reclama asta ar fi de ce X mai bun decât concurența. Așa că se face un tabel comparativ acolo X, zicerile tale și zicerile concurenței. Dar și la români este cu detergentul, nu știi detergentul. Da, detergentul e alt. Nu contează. Deci, ia, cum să nu contează, e extraordinar de mult. Deci este no name acolo, no name. Da, se poate, și dau avantajele. Deci, nu mai apare că e cu 83,4% mai bun decât zice. Băi, ăsta e mai bun, că uite, m-am scos toate pătrile. Nu, 84,3 este clar o fabulație. Deci nu este o realitate. Deci, în momentul în care faci comparația și te referi la un brand sau la un alt produs din aceeași gamă, este una. Când faci cu 9 lei, din punctul meu de vedere, este altceva. Așa nu mă fac rău și așa. Po bune, chiar m-am văzut. Da, dacă se practică... Sunt doar niște exemple aici și cred că poate fi exact... Mie, de exemplu, eu nu o să fac niciodată chestia asta. Să spun, dom'le, eu sunt mai deșteaptă decât domnul. Da, puteți să facem... 2,3 în IQ. Puteți. Deșteaptă decât media. Mai bună decât media, mai apar nu. Corect? X, Y, acolo sunt doar niște exemple. Sunt unele de gând de asta, că e... Nu e relevant. Iar asta cu 84,3% se pot face să zic de piață, adică nu e problemă. Nu e foarte... Poate fi și fabulație. Poate fi și fabulație. Da, poate deja. Nu e așa, eu vă spun că nu este reclamă. Reclama asta nu există. Eu vă spun că eu vă dau un produs care are, cum era cu bacteria, nu am ce m-a obținut reclama aia. 99% din bacterii. Nu, da. 99 de pe de bacterii, de la la... Și-a mai spus până aia cu substanța aia care făcea bine la dificul de sens. Unde este dificul de sens? Nu există acea substanță. Nu există, am studiat la substanță, nu există dificul de sens. Nu, în schimbă, e un natural, ai trebuit și în flora stomacală. De ce l-am zis în reclamă, a scos ce a spus în toată o anumită caracteristică. Care este un lucru respectiv. Domnule, se poate Toate atributele astea vor să fie diferite pentru publicul diferit. În momentul în care, de exemplu, compari,
momentul în care compari produsele astea și spui pentru publicul care este interesat de atributele etice că astea sunt cele mai importante, normal că o să desconsidere toate celelalte. Deci, chiar dacă celălalt produs are niște avantaje pe clientul respectiv, nu îl interesează. Și asta trebuie să știi să stai bine. Poți să concepi o reclamă care să te dă avantajul pe alte produse care nu sunt pe clientul respectiv. Uite și întreabă un producător care face o gamă, suntem de 3 produse și vii și îi spui, băi, asta e the best, deci ai 3 produse, da, din aceeași fabrică, da, care bineînțeles când vrei să desenat produsul ăla, e evident că l-a gândit în un anumit tip de client, da, și vii și îi spui, băi, produsul ăsta 1 e mai deștept decât produsul 3. Haideți să tragem o concluzie, într-adevăr. Într-o discuție cu Procter & Gamble la un moment dat, spunea că nu vrea să-și canibalizeze brandul. Și într-adevăr există această da. Dar și mecanism, putem să creăm artificial sau într-o analiză, da? Ceva care ne avantajează pe noi în domeniul ăsta care încă nu este foarte clar reglementat din punctul ăsta de vedere. Putem să rămânem la concluzia asta? Nu vorbim mai de Coca-Cola și Procter & Gamble și produse mici. Bun, mai departe, da, reclamă pentru oameni metodici, faza de cumpărare, pur și simplu îi zici să aleagă, ei se cumpere produsul X, îi zici și dovada clară, după cum ziceam, oamenii sunt interesați, metodici sunt interesați de hard food, de dovezi clare. Recomandat de Asociația Ortopedilor conține 17 substanțe active, cifre exactă. Nu mă rindă. Dacă mai spui spontan. Tipul ăsta de personalitate întotdeauna prezintește dacă se cumpere sau să nu cumpere acum produsul respectiv. Preferă deciziile la rapide, de aceea de la discounturi, oferte, promoții, etc. E interesat de livrări rapide pentru că vrea ca în momentul în care vede un produs să și pună mâna pe el, să-l primească. Îi place să vadă că el are siguranță în produs. Dacă produsul respectiv are multe review-uri, e descris bine, el dar niciodată nu stă să meargă în amănânt. Adică îl interesează mai mult să fie că câți oameni au mai avut întrebări în produsul respectiv, dar nu interesează exact ce au zis oamenii despre produs. În genul care se uită la steluse, da, exact. 324 de review-uri, așa. Cu 7 steluse fiecare. Să mă uit pe Amazon, mă uit, nu știu câte zeci de review-uri, aia e foarte bun. Nu mai pot să citesc, eventual citesc doar cu primul, dar... Ce păcăleară. Și acum tipuri de reclame la spontan. Iar reclamele sunt exemple. Durerea de spate viitoare, azi, produsul pe care l-ai așteptat, doar 23 de produse în stoc. După cum ați observat înainte și acum, la prima, pentru oamenii care sunt în faza de informațională, nu apare deloc numele produsului, pentru că pe el interesează mai degrabă nevoia, decât nu știe exact ce produs să aleagă. Azi, pentru oameni spontani, produsul pe care l-ai așteptat chiar atrage foarte bine oamenii spontani, doar 23 de produse pe stoc, la fel. Aici sunt importante pentru că sunt trei chestii care exprimă cam aceeași și poate merge să introduci un beneficiu al produsului. Și tu ce îi faci? Ca să fac una așa, ca să nu facem simte de mine. Ai folosit pentru cele 4 tipuri de personalități cum ai descris tu, 4 tipuri de anunțuri caracteristice pentru ei, în fiecare alt grup care a o să vreau să te întreb, asta n-am făcut asta, spuneam, pentru că e o idee pe care am vrut să merg de atâtea ori, dar n-am mai făcut și simplu cum nu. Știi cum e la mine. Da, aici am făcut că merge și așa. Ai zis tot? Da, fiind interesant, pentru că pentru 4 tipuri de personalitate să faci trei reclame în fiecare stagiu. Nu, să faci în fiecare, nu spui un act cu 4 tipuri. Da, trebuie modificat și landing page-ul, dacă vrei să înveți, astfel încât fiecare landing page, deci practic între 4 tipuri pe combinație, o 3 anunțe la fiecare, cu 3-6 de anunțe. 12 landing page-uri, dacă vrei să vezi, 12 landing page-uri, 3-6 de anunțe.
Da. E foarte foarte simplu. Încă o dată, întors la discuția voastră de comuniu, știi? Până la urmă discutăm de 4 P. Nu discutăm numai de un singur P. Oricât marketingul afiliat, sunt singurul discuția să-i poate interesa. Nu e vorba de marketing. Nu, e vorba de trei subiect. Nu e să am zis că, conform exemplului meu, ăsta, că azi o să-i făcut ca să vândă. Să nu vorbim, că trafic s-a chetat până nu fi de azi, aici putem să ne contrazice până unde. Azi e pentru vânzare și pentru liber. Nu face azi, de exemplu, pentru un site de știință. Hai să ne gândim azi. Eu cred că evoluții construiești ca un alt sau altar de marketing care beneficii. Da, e potrivit pentru vânzări directe. Este potrivit. Pentru marketing direct. Este potrivit. La fel cum este potrivit cu orice armă. Asta e mai potrivit, mai potrivit pentru un vânzări. Dar ai nevoie de produs? Dar n-am zis că n-ai nevoie de asta. Bine. Dar la valoare absolută pe care poate să aibă promovare. Promovare este potrivită pentru un anumit tip de, adică, vânzare. Chiar să-mi place de la ce am început, ca să nu se lumea rolă. Ce am zis eu e că azi tu e un alt adicție primară și cea mai potrivită pentru marketingul direct. Afirmați corect. Corect. Azi tu... Eu spun eu este că trebuie să încercăm să înțelegem că ăsta este totuși o unealtă, unealtă de promovare. Care promovarea în sine aduce, triază, filtrează și generează practic trafic în parte specific pentru produsul respectiv. Atât. Așa, cu scopul de a vinde. Păi tot, promovarea e realizat cu 80% din cei care intră pe un magazin virtual cu cuibă. Deci, gândește că tu faci o campanie de adoare, adică oamenii acolo... Asta mă lăsă, nu vă seama cum te leagă. Nu, deci el zice maxim. E corect ce spui. Dar nu era de conversii 20%. AdWords ca să nu vând, fac AdWords ca să vând, bă. Nu. Mă gândiți și Amazon, are 35% de conversii. Bă, așa declară ei, da? 35% de conversii. Acum gândește, eu la zic 80% dintre ea care intră pe un site nu cumpără, dacă nu stai să cumpără, ok? Ceea ce nu e neapărat greșit. 80% din ei nu cumpără, nu cumpără acum. Nu cumpără nici acum, nu cumpără nici peste 3 luni, nici peste 6 luni, nici peste 8 luni. Exact, și da, există chestia aia care sunt niște conversii, că nu se cumpără tot. Dar tu faci adot ca să vinzi. Ceea ce nu faci ca să-ți intre la bătaie să nu facă nimic. Doar să știe lucrurile. Da, obiectivul general la promovări este... Păi asta e vorba. Faci adot ca să vinzi. Obiectivul este să vinzi, nu? Dar în momentul în care nu face click pe reclamă, nu cumpără, ci pur și simplu intră pe un site. Dacă site-ul respectiv vinde, atunci bine. Ok. Și obiectivul final, care sunt în Bogdan, da? Da, asupra obiectivului final. Ok, reclama a doua, deci ei cum trebuie puțin cu detaliu, nici 43%, aleg lipsi, durerea se poate dispare, cei care ziceam că sunt contagi, nu, pur și simplu nu interesează detaliile, și la fel, ținând cont că sunt la faza din interes, trebuie să le... Tot mă, fii atent, nu pot să ceau. Tocmai ce ar fi era, tu ai zis, ai scos din 4 landing page-uri pentru fiecare tip de personalitate. Iar eu ce spuneam este că deja când construiești 4 landing page-uri, te intri mai mult în forma de prezentare a produsului, practic, tu intri în altă armă. Tu nu mai vorbim mai de apă. Tu ai intri practic în altă armă, ceea ce înseamnă website. Dar e o altă armă de promovare, e un comunic diferit, website-ul are anumite caracteristici, e altceva. Eu vorbesc de landing page. Eu vorbesc, eu știu despre ce vorbesc, dar este o altă armă. Cum ai vrea să ai vrea să faci reclame diferite pe care cum ai vrea să ai pagina ideală pentru magazin online? Să se schimbe de fiecare dată, da, pe personalitatea da, celui da, care vine și pe extensia lui, da, corect? Da, că nu se poate face asta mai da, departe. Pe Amazon, dar alea sunt încă sunt chestii. Da. E incipient, dar oricum, să faci face nu trebuie să facem asta la niște posturi. Păi și ce mă contraiește atât? Că trebuie să fie landing page-ul diferit. Nu, chiar website-ul este diferit. Lasă-mă! Website-ul este diferit. Asta vreau. Deci, website-ul este o altă armă de marketing, asta poate. Dar poate.
frate, pe ce faci marketing? Nu faci numai ca să faci marketing, ca să te afli în treabă, să vorbești cu lumea. Care e ideea marketing? Iar website-ul este altă parte de problemă, altă armă de marketing. Și sunt minții, practic, să spui, vreau să fac landing page, să faci patru posibilitățile, practic, tu ce spui este, vreau să intri și folosesc o armă de marketing ca să generezi profit pentru obținutul respectiv. Cu același scop. Cu același scop. Dar eu spuneam, sunt arme de marketing complementare, ca să zic, da. Pentru că dacă faci AdWords, fără să ai un site, îl faci degeaba, dai bani de $1,000 la Google, unde în primul rând că nu-ți dă voie, așa e, dacă ai un site pe care vin ceva și nu faci AdWords, poți să trăiești bine în acest, dar poți să mai ai că pierzi. Oportunitate. Da, pierzi o oportunitate. Lasă-te, lasă-te și ce. După lumea. Comanda X, acum trei motive ca să vă tărești pe loc, livrarea rapidă de 24 de ore, contant, cartea la tabla de cumpărare. Manistul, nu te găbește, îți place motivele reale, îți place să afle experiențele altor oameni, se cunoască pe alte oameni care au cumpărat produsele respective, cum le-au satisfăcut produsele respective, nevoile pe care le aveau ei. Și de obicei aici merge foarte bine cu suportul live. Adică e bine să intre în contact cu tine pe sună la telefon sau pe vorbă, pe sună sau pe vorbă, nu știu, intră pe un chat live. Reclame, X alegerea ideală, X a fost votat cel mai bun remediu pentru durerea de față, a fost votat cel mai bun asemănă care are încrederea celorlalți cu celorlalți oameni. Nu ești un să ne hotărâi cu cine va bate de oameni mai să mulțumesc acest tip despre beneficii. Aici iar sunt prezentate două produse în paralel. Comandă X, discută la X un loc pentru a trebui tot la care se potrivește, nu prea ai voie să nu faci. Deci cam mai greu așa. Dar poți să faci o subiecte care nu sunt legate de farmacie. Da, durere se poate. Bun, spune. Comandă X. Ai gândul de asta? Ai gândul de asta? Nu, îți faci reclamă, nu? Competitiv, uite, de ce sunt mai agitat așa, se bazează pe logică și pe rapid în vedire și sunt, de obicei, sunt trend setări, le place să fie primii care au crezut respectiv. Și iar, nu îmi place foarte mult să cercetez în amănunt și prefer rezumatele, tipuri de reclame care s-ar potrivi. Durerea de spate are acum cel mai puternic din aici, din amicul și din întâlnit. Vă prezentăm expoziție de noutate și acum la fel, deși poate suna și mai bine altfel. Durerea de spate infraier, de care de aici, de ce îndrește voi ideal de flexibilitatea ta, nu sunt atât de bine, dar ideea este surprinsă. Durerea de spate, poate de spărea, chiar mâine comandă azi la cel mai mic preț. Și cam atât de cred că am avut eu. Mulțumesc, dacă avem să-l trebuie. Problema pe care am ridicat-o este problema cu teoretic. Normal că mixul de arme și mixul de marketing, de canal, de mesaj, de ce vrei tu, este cel mai potrivit într-o campanie. Deci trebuie să te folosești pe toate. Dar ce spuneam este pur teoretic, că dacă ne returnăm doar la ambunătății aceasta armă, care are ca scop un vânzare, normal că scopul general este vânzare, dar scopul primar al unei campanii de vânt este scrierea și scrierea unui trafic. Corect. Deci, ce vrei să zice, nu trebuie neapărat un... Poate să folosești un landing page care îți acoperă toate astea. Da. Într-adevăr, e cu ce am făcut de asta la un moment dat, e mult mai simplu să faci un landing page cu trei taburi sub fiecare... sau...